Explozie devastatoare la uzina mecanică Băbeni din Vâlcea. 4 muncitori au murit pe loc și alți 4 au fost răniți în timp ce încercau să neutralizeze o mină antipersonal. La fața locului au intervenit pompieri, un echipaj de descarcerare și 3 ambulanțe. Răniții au fost stabilizați și preluați de echipajele de urgență care au transportat la spital pentru îngrijiri medicale. Din primele date rezultă că nu ar fi fost respectată procedura de siguranță pentru dezamorsarea muniției. Procurorii au deschis dosar penal pentru ucidere din culpă, vătămare corporală din culpă, nerespectarea regimului materiilor explozive și nici a măsurilor legale de securitate și sănătate în muncă. Și inspectorii ITM au deschis o anchetă deoarece este vorba despre un accident de muncă. În încăperea respectivă nu trebuia să fie decât o singură persoană. Faptul că au fost mai multe persoane presupune că se făcea o evaluare, o instruire, ceva de genul acesta. Nu ne putem da seama, acesta procurorii vor, cei care de fapt au și preluat cazul, vor veni cu informații suplimentare. Erau angajații uzinei. Unii dintre ei aveau experiență de peste 25 de ani. Răniții au fost preluați din afara încăperii.